Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile zilei. Fabrica de pulberi de la Făgăraș va fi pornită în acest an. Cel puțin, asta a promis aseară ministrul economiei Nicolae Bădălău, aflat într-o vizită oficială în zona noastră. El spune că sunt bani pentru relansarea industriei românești de apărare, iar Făgărașul va avea fonduri importante de la minister pentru fabrică. Rămâne doar ca specialiștii de acolo să întocmească cele mai bune proiecte pentru revitalizarea capacităților de producție. Educație pentru tineri, așa se numește proiectul organizației Youth Bank Făgăraș, înscris în competiția ciclistă caritabilă Bikeathon din 8 iunie. Este una dintre cauzele pe care tinerii voluntari mizează foarte mult. Așadar, donați pentru tineri și pentru educația lor, pedalați pentru ca generația de astăzi să cunoască principii de viață sănătoase. Sărbătoare mare la mănăstirea Făget Boholț de pe dealul Galațiului, ce a prăznuit astăzi unul dintre hramuri, cel al Sfinților Împărați Constantin și Elena. Mica bisericuță construită prima pe deal a fost neîncăpătoare pentru credincioșii care au asistat la liturghia oficiată de Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, alături de un sobor de preoți. Guvernul va susține financiar dezvoltarea capacităților de producție ale fabricii de pulberi de la Făgăraș. Declarația aparține ministrului economiei Nicolae Bădălău, care a venit într-o vizită de lucru la Făgăraș. Delegația oficială a vizitat mai întâi fabrica de pulberi, o filială a companiei naționale Romarm, subordonată Ministerului Economiei. Ministrul Bădălău a fost invitat apoi la cetate, unde s-a întâlnit cu primari și cu simpatizanți ai PSD. La poarta cetății însă a fost uiduit de un grup format în principal din membrii USR. După discuțiile de partid, Bădălău a răspuns întrebărilor adresate de jurnaliști. Făgărașii, o zonă superbă în care eu mi-aș dori să locuiesc, credeți-mă. O zonă atât de frumoasă, e greu de spus prin cuvinte lucrurile care chiar mi-au plăcut. Mi-a plăcut totul. Astăzi, după cum știți, am fost la fabrica de pulberi, unde noi avem o investiție, avem bugetate repornirea fabricile cu toate instalațiile, am discutat cu toți factorii de răspundere, a participat și directorul Romarmului de la București, au participat și colegii mei din Ministerul Economiei, care răspunde direcția de apărare și sperăm cât mai curând să reușim investițiile. Eu ca ministru, noi ca și guvern ne-am făcut datoria, am obținut banii, avem atât credite bugetare cât și buget, avem Romarmul sub noi și fabrica de pulberi, companie, este sub Romarmul. Sunt atâția factori de răspundere încât ar trebui chiar să funcționeze. Mie mi-e teamă că cu prea mulți șefi nu o să funcționeze, dar sunt atât de mulți specialiști încât sunt convins că o repornim. Discuția sunt dacă anul ăsta începem achizițiile, dacă cei care produc, pentru că majoritatea sunt produse în străinătate, Austria, etc., enumăr producătorii mari, sunt gata să ni le și livreze anul ăsta sau va dura și la anul. Asta e singura problemă. Aici vor fi concentrate absolut toate pulberile care până acum se făceau respirate în țară, atât la Pirochim cât și aici, pentru obuze mari și infanterie absolut toate. În același timp, noi importăm toată pulberea astăzi din Serbia, având și o problemă cu balanța comercială și creăm probleme pe zona asta financiară. Deci cred că dacă mai avem un pic de răbdare la Făgăraș, aici chiar o să avem o fabrică calitativ europeană. Conducerea organizației județene a PSD Brașov a coordonat ieri vizita în județ a reprezentanților guvernului. Guvernul PSD sprijină industria de apărare. Să nu uităm că 33% din industria de apărare din România este la Brașov. Avem forță de muncă, generăm, industria generează venituri, nu generează cheltuieli, din contră generează venituri și plus valoare. Avem contracte, a fost și ministrul apărării, ministrul Leș, cu un pic de ajutor, cu schimbarea legislației, ca să existe o colaborare și o comunicare foarte bună între Ministerul Economiei și Ministerul Apărării Naționale, vom reuși. Și trebuie să ne bazăm pe investiții în industria de apărare. Avem potențial uriaș. Încă mai avem potențial și avem și piațe de desfacere.
la Făgăraș, sper, după ultimele discuții, să se așeze la masă, să facă un grup de lucru, pentru că sunt câteva acte normative care ar trebui schimbate, s-a luat decizia să creeze grup de lucru la nivel de ministru, la nivel de minister și cu specialiștii, avem strategie, avem bani, trebuie doar să implementăm ceea ce gândim. Planificare, planificare, planificare. Dacă înțelegem lucrul acesta și depunem cu toții efort, reușim să punem pe picioare industria de apărare din România. Veștile sunt foarte bune pentru făgărășeni, deci vor fi investiții în Făgăraș, la Făgăraș se vor produce pulberi, ceea ce înseamnă că în acest moment, pe harta industriei de armament a României, Făgărașul va reprezenta un pol. În al doilea rând, astăzi am avut și o întâlnire cu primarii din Țara Făgărașului, primarii Partidului Social Democrat și nu numai din Țara Făgărașului, și din zona Rupea, Codlea. Ni s-au făcut promisiuni pentru a fi transmise la cel mai înalt nivel, la nivelul premierului, vis-a-vis de investițiile din zona Făgărașului. Este foarte important pentru noi în această situație, pentru că astăzi, prin întâlnirile pe care le-am avut, avem deja promisiunea și suntem siguri că vom avea un sprijin consistent de la Guvernul României. Proiectele pe care le vizează județul Brașov vor avea sorți de izbândă, consideră reprezentantul Guvernului în teritoriu, prefectul Marian Rasaliu. A fost o vizită extrem de importantă. Am avut vizita doamnei premier, Viorica Dăncilă, a fost ministrul finanțelor, ministrul economiei, ministrul apărării. A fost o vizită extrem, extrem de completă. În primul rând, primul obiectiv vizitat a fost piciorul autostrăzii A3, viitoarea autostrăzi care va începe la Râșnov. Deci s-a vizitat organizarea de șantier de acolo și am stat un pic, ne-am uitat pe planurile viitoarei autostrăzi care începe de acolo, va începe de acolo. După care vizitele au continuat la Iare, Brașov, la Electroprecizia Săcele și iată ne suntem la Făgăraș. Am fost la fabrica de pulber de la Făgăraș, un obiectiv extrem de important și drag mie, fiind vorba de industria de apărare. Guvernul alocă banii pentru fabrica de pulber de la Făgăraș. Este nevoie însă ca managementul să fie eficient, astfel că vor fi create locuri noi de muncă. O veste bună pentru făgărășeni. Ne-a asigurat că există finanțare pentru a reporni fabrica de pulberi. Sunt convins că o să repornească această industrie. Nu s-a avansat niciun termen, însă se lucrează. Ministrul Economiei Nicolae Bădălău a promis că fabrica de pulberi va porni în acest an, iar industria de apărare va deveni una competitivă de nivel european. Educație pentru tineri, așa se numește proiectul promovat de tinerii care s-au înscris voluntar în programul Youth Bank. Doi dintre aceștia, elevi în clasa 11-a la Colegiul Radu Negru, ne-au vorbit despre rolul acestui proiect și de ce susțin această cauză înscrisă în concursul caritabil de ciclism Bikeathon din 8 iunie. Proiectul Educație pentru tineri este înființat de Youth Bank Făgăraș, care este un program de educație non-formală cu și despre tineri. Prin acest proiect de educație pentru tineri, ne propunem să organizăm 3 conferințe de educație civică, sexuală și antreprenoriat, prin care să înștiințăm și informăm 60 de tineri cu privire la aceste subiecte, pentru că noi credem că tinerii sunt viitorul și prin aceștia putem să ajutăm comunitatea. Făgărășenii care doresc să susțină acest proiect destinat tinerilor pot dona sau pot pedala la Bikeathon, fiind susținuți de pe margine de rude sau prieteni care la rândul lor pot contribui cu sume de bani pentru ca acest proiect să poată fi derulat în condiții optime. 10.175 de lei este suma ce poate acoperi cheltuielile cu organizarea conferințelor tematice și, de ce nu, chiar a unei tabere de tineret. Îi îndemn pe făgărășeni să pedaleze pentru noi, deoarece avem nevoie de suma de 10.175 de lei, dintre care am strâns 3.765. Ne dorim să adunăm această sumă, care va fi redirecționată către organizarea acestor traininguri.
probabil vom organiza o tabără pentru educația tinerilor și dezvoltarea lor personală. Inițiativa derulării proiectului aparține echipei Youth Bank Făgăraș, în cadrul căreia sunt voluntari 20 de liceeni. Scopul, acela de a familiariza tinerii prin intermediul trainerilor specializați cu principii esențiale pentru dezvoltarea personală prin 3 sesiuni de training, în cadrul cărora informațiile obținute la orele de curs vor fi completate, actualizate și valorizate într-un mod ușor accesibil. Programul Youth Bank promovează un mod de implicare în rezolvarea problemelor locale și de susținere financiară a dezvoltării locale, bazat pe inițiativă, transparență și responsabilitate. La baza conceptului Youth Bank stă faptul că tinerii sunt cei care vor modela viitorul. Youth Bank oferă așadar tinerilor un cadru în care ei să lucreze împreună și să ia decizii privind comunitatea din care fac parte. Mănăstirea Făget-Boholț de pe dealul Galațiului a prăznuit în 21 mai unul dintre hramuri, cel al Sfinților Împărați Constantin și Elena, sărbătoriți astăzi. Slujbele au început aici încă de azi noapte cu privegherea, iar în această dimineață cu sfințirea aghiazmei mici, maslul și liturghia. Marea sărbătoare a fost prăznuită în Biserica Mică, lăcașul de cult fiind primul construit de pe deal în anul 1993. Când este un moment din ăsta, imediat vin. Cu mare plăcere. Bine, și mie îmi place aici și dintr-un alt mod. Am făcut fotografii de când a fost prima chilie aici. Și pe urmă am tot făcut fotografii pe parcurs, cum a evoluat mănăstirea, care au ajuns la metropolie, la Sibiu. Natura e de o splendoare rară, după ploaia de ieri, niște nuanțe, verdele explodează, e minunat. Mai nou acum pe Facebook merge că și pun în fiecare zi ce cred eu de cuvință, fotografii care să cadă bine pentru sufletul oamenilor, că pentru sufletul făgărășenilor, care și așa sunt unii plecați, unii, mă rog, le dor și în felul ăsta le astâmpără dorul de casă. Să ne rugăm, Doamne, Doamne, că El drăguțul e ajutorul nostru. Mă bucur că putem veni. Viu cu toată familia. Pentru familie, pentru sănătate, pentru tot binele căsii. Astăzi e hramul Constantin și Sfinții Părați, Constantin și Elena, și bisericuța asta a fost prima dată aici. Eu consider că aici e rugăciunea mare. Bine, și biserica cealaltă e ca o mireasă, da? Toată lumea are necazuri de Făgăraș. Toată lumea are necazuri, dar cu care vorbești crede că lui e cel mai mare, știți? Așa zicea mama mea, că dacă ești necășit să oprești un om, să spune de ale lui și te duce acasă, zice ale mele, nu sunt așa mari. Să nu merg de câte ori se spune cuvântul milă în timpul liturghiei și atunci îți dai seama câtă nevoie avem de Dumnezeu. Construcția mănăstirii a început cu un paraclis din lemn, care se vede și astăzi. În anul următor s-a ridicat biserica cu hramul împăraților Constantin și Elena, iar după alți ani biserica mare și apoi chiliile ce o înconjoară. Lăcașul de cult a fost neîncăpător pentru credincioșii care au asistat la liturghia oficiată de Ilarion Făgărășanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sibiului, alături de un sobor de preoți. Dumnezeu, pentru căciunile Sfântului și tuturor lăudatului Apostol și Evanghelist Ioan, năziație și uși binevesești cuvânt cu putere multă, spre plinirea Evangheliului Vitului Său Fiu, a Domnului nostru Iisus Hristos. Mănăstirea Făget-Boholț a devenit o oază de liniște într-un loc deosebit, pe care părintele Arsenie Boca l-a stabilit într-unul din drumurile sale în satul Boholț, la Enoriaș. Astăzi, cu ocazia sărbătorilor Sfinților Împărați Constantin și Elena, hramul bisericii vechi de la mănăstirea Făget-Boholț, în acest peisaj mirific, în țara Făgărașului, pe această culme de deal, de pe care biserica aceasta străjuiește țara Făgărașului, loc de altfel ales de părintele Arsenie, indicându-l unei familii din Boholț pentru construirea acestei mănăstiri. Ne bucurăm de această zi minunată, alături de cei de la mănăstirea Boholț, în frunte cu Maica Stareță, cărora le mulțumesc pentru truda lor în ca acest loc să arate atât de bine cum este astăzi. Pentru că au început lucrările aici de 1993, iacătă de atâția ani, trudesc pentru ca să arate locul acesta atât de frumos.
Locul pe care s-a ridicat mănăstirea se numește Dealul Crucii. Aici a fost cândva o mare pădure de fagi, care în timp s-a distrus. Locul poartă această denumire pentru că aici era ieșirea din tunelul subteran ce venea din cetatea Făgărașului și care se bifurca spre Hălmeag și spre Cincu. Din curtea mănăstirii se vede toată țara Făgărașului, de la Perșani și până la Victoria.